Bă, nu se poate. Bă, deci, melodia copilăriei se pare că s-a întors. Bă, mă simt mai tânăr acum cu mai bine de 10 ani, cine știe cât timp. N-am stat să văd când a fost lansată melodia prima parte, dar bă, dragostea din tăi, partea a doua după mai bine de un deceniu, vedem și noi acum, fără alte discuții. Probabil o să-mi ziceți că a făcut Bogdan Teche știrea YouTube-ul și a spus că a apărut partea a doua la melodia asta și da, de acolo am văzut că a apărut și am zis, bă, hai să fac și o reacție, că e melodia copilăriei asta. Bun, gata, 3, 2, 1, play! A, deci a zis acolo 2004, deci are 14 ani melodia, a, aproape 15. De nici măcar nu prea seamănă parcă la instrumental sau nici nu mai țin minte instrumentalul de la melodia originală, dar parcă nu era chiar așa. Bine, oricum e mai modern cât de cât e mai calitativ așa. Mă așteptam să fie totuși în română. Deci de ce n-ai fi pus în de-asta așa? Probabil ca să atragă și public de prin Asia, cine știe. A, mă, nu zice ce lyrics-urile. Mi-era mai ușor ca să înțeleg versurile. Asta, hai să bag totuși. N-am subtitrări. Vreau să vă versurile așa în față, să fie mai ușor să le înțeleg. Ca așa cum pronunță mai le încurc. Bă, da, ce simpatici mi se par. Negri ăștia micuți așa. Nu știu, bă, eu nu înțeleg de ce unii oameni sunt rasiști cu africani. Mi se par chiar drăguți acum pe bune. Probabil că voi o să vă luați de ăștia care, că o să vă luați de faptul că gen sunt așa chelioși toți. Dar na, așa le crește lor părul. Uitați-vă ce privire așa blândă are. Zici că e un cățel micuț, așa se uită cu privirea aia. Așa că probabil că acest videoclip vrea să fie o mișcare împotriva rasismului și sunt complet de acord. Nu mai fiți rasiști cu... Uitați-vă ce privire de... ce privire blândă are micuțul ăsta negru. Stai, vreau să dau înapoi. Mă! Cum l-o fiță și făcea așa cu ea? N-ai bine, nu-i rupe mâine și picioarele? Stai mă, hai mă, de aici. Bă, deci eu nu cred că e pe bune așa ceva. Mă, eu cred că, bă, nu-i rupe mâinile. Ce a căzut? Ce mișcare avea ăla de adineuri? Unde? Mă! Hai că-mi place cum face așa. Bă, talentați micuții ăștia. Deci cum făceau ăla de adineauri? Stați, hai mă, arată din nou. Deci cam cum face asta așa? Cam așa am făcut eu când am văzut că a apărut partea a doua la melodia copilăriei. Chiar dacă eu acum am îmbrac negru, vreau să-mi las părul și astea. Și eu când eram mic ascultam genul. Și uneori mai ascult din astea mai vechi, mai faine așa. Nu ce acum cu... ce dă pe la radio. Sau... ce dă de câțiva ani, mai bine zis. Oh, mi-a plăcut cum a... ia să dau un pic înapoi. Ia, deci este mișto cu un pic acum și arată așa cu degetul. Uite-l. Stai. Hai mă că sunt mișto rău. Micuții ăștia aici, îmi plac. Deci clipul, nota 10 până acum. Mamă cum l-am prins pe ăsta, uite așa. Am talentul să pun pauză sau nu? Eu chiar nu prea sunt atent la ce cântă ăsta în engleză. Trebuie să fiu atent și mai mult la lyrics-uri. Dar mai mult îmi place videoclipul. Mamă, ce privire are ăla și cum vine ăsta așa. Ok, eu acum fac react mai mult la partea video și după aia o să citesc versurile. Și vă spun și prea despre versuri după. Ok. Mă-mi place cum, cât de fericiți sunt copiii ăștia, mai ales când vă gândiți, acum probabil că nu știu, în mintea voastră aici ceva genul, bă, ce dracu vezi așa simpatic la ăștia acolo, nu vezi cum arată? Păi, tocmai, când te gândești prin ce sărăcie trec ăștia din Africa, acum, într-adevăr, probabil că mulți dintre voi sunteți mici și nu vă dați seama cum e faptul să n-ai curent, să n-ai apă, să nu poți nici măcar să bei apă, dar aminte cola și ce mai beți voi. Și vă dați seama că ăștia sunt fericiți, adică au și ei muscă pe acolo, se prostește și ei. E bine, e mișto când mai vezi niște micuți de ăștia fericiți, deși în Africa sunt cei mai săraci oameni de pe pământ, mi se pare. Mă, acum, dacă ăștia gen au căutat într-adevăr un sat de ăsta din apropierea unui oraș sau undeva mai departe de civilizație, un sat de ăsta de africani,
ca să filmeze prin trei tot respectul. Dacă este tot așa făcut în studio sau au construit ei repede pe afară niște colibe de-astea, foarte realistic a ieșit. Mă rog, bine, nu se vede totul mai detaliat, dar pare foarte realistic, ce-i drept. Totuși, o grămadă de copii au adus, au găsit. Cânta la piciorule. Yeah. Mă, pentru partea video, chiar îmi place clipul, a ieșit foarte bine. Ia să iau totuși versurile să le văd. A few moments later. Hai, din nou zoom pe fața mea. Așa. Mă, părerea mea este următoarea. Clipul, foarte bun ideea aceasta și melodia mai veselă. Au încercat un pic să lovească spectatorii, ascultătorii melodiei într-un punct mai sensibil, să vadă gen oameni de ăștia mărâți fericiți. Acum, chiar dacă gen o fi regizat satul ăla de africani acolo, deși sunt foarte mulți, dar mi-a plăcut, m-a zis Bogdan Teche și Until Where, ci că numai doi, deși sunt peste 100, cred, nu 50, cum a zis el. Părea mea că are un potențial melodia asta, mai ales că e cunoscută de mulți. Îți curăț ce comentarii are pe aici, să văd. Așa, așa, așa. Thanks for amazing new version. Aha, deci văd că sunt și străini și români pe aici. Ia uite-l și pe alpaca. A, cred că face trend din review alpaca de i-a apărut și comentariul. Oricum, mic spoiler, arăt, se pare că alpaca se pregătește să facă un trending review. Dacă nu l-au făcut deja și nu l-am văzut eu și cine știe până când nu o lua să postez asta. În fine, revenind la ideea noastră, deci melodia foarte faină ca mesaj, așa pozitiv, fă-ți prieteni și astea sau cei ce acolo, să inspire fericire și astea. Vedem și niște copii de ăștia mărți cum dansează. Din nou, dacă este regie, este foarte mișto realizată. Dacă este pe bune, puncte bonus în plus, nici nu știu cum să mai zic. Eu sper că v-a plăcut această reacție și mai dați-mi niște idei din astea. La ce clipuri să mă reacționez. Dar nu dați-mi gen să reacționez la copii care se fac de asta. La chestii de astea, gen cum e melodia copilăriei, partea a doua sau... Înțelegeți voi. În fine, hai că vă las aici. Lăsați-mi și voi părerea voastră în comentarii și fără glume rasiste data asta, ok? Cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!